Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la o nouă serie, fraților, pe acest canal, pentru că v-am promis eu că vom începe și o altă serie, dacă... Și după cum bine vedeți, cred că toată lumea știe, sau cei mai mulți știu, fraților, începem o serie cu Euro Truck Simulator în România, da? Ia uitați aici cu tiruri de început. Am făcut eu toate setările, avem și câteva moduri acolo. Dacă cineva va dori vreodată să unul din modurile pe care le folosesc eu, să-mi lase un comentariu și îi voi da cu mare drag linkul sau îl voi pune în descrierea videoclipului. Da? Fraților, începem astăzi o nouă serie Euro Truck Simulator 2. Da? Și am făcut profilul, am creat, mamă, cum se aude tirul ăsta, nebunie. Am creat eu profilul, n-am mai filmat asta pentru că nu avea sens. Dar am făcut tot ce trebuia să facem acolo și acum avem prima noastră cursă, acea cursă micuță care știe toată lumea la început. Când intri în joc, trebuie să ne asigurăm, hopa, vine ăla, hai să ieșim repede. Vă spun din start că am limitatorul scurs, adică nu voi juca cu limitator pentru că nu vreau să fac o serie hardcore. Nu o să respect toate semnele de circulație pentru că nu sunt sub șofer și nici nu le știu. Altceva ce mai am eu de zis, deci nu o să fie o serie chiar realistă, dar o să încerc să mă comport cât de cât, adică nu, să nu vă gândeți acum că dau în toată lumea pe stradă pe aici. Ia uite exact ce spuneam. Ia uite-l bă pe ăla. S-a băgat... Da, așa, și cum vă spuneam, da, și deci nu o să fie o serie chiar realistă, dar eu zic că o să fie o serie destul de interesantă, pentru că ce vreau eu să fac în Euro Truck Simulator, nu știu dacă cineva a mai făcut în România, voi face această serie doar și numai în România. Deci voi încerca să ies doar așa în țările de pe lângă. Mă refer în Bulgaria, Ungaria, vedem ce țări mai sunt pe lângă România în Euro Truck Simulator. Dar și de acolo automat vom lua cursă înapoi în România, da? Deci firma noastră, compania noastră se va ocupa doar de transporturi în interne, cum s-ar zice. Adică doar transporturi în România. Așa, hai să vedem noi aici. Hai să folosim și semnalele. Uite, de exemplu aici ăla era cedează trecerea, nu? Adică nu aveam prioritate. Hop, oprește-mă. Hai să ducem prima noastră. Ăsta nu o să fie tirul nostru, ăsta este tirul care ți-l dă la început, pentru că nu o să încep seria direct cu tirul nostru, o să luăm de la zero, de la zero, da? Adică nu o să-mi cumpăr eu acum tir și o să-mi fac companie și o luăm de la zero, încercăm să strângem ban cu ban ca să reușim să ajungem să avem o firmă mare. Unde suntem aici? În București suntem. Da, suntem în București. Adică suntem pe șoseaua de centură a Bucureștiului. Mamă, 80-90 de km la oră. Deocamdată limitator nu l-am scos, dar o să-l scot. Pentru că vom avea și curse. Adică deocamdată mă mai gândesc dacă îl scot, pentru că având în vedere că nu o să fie cursele foarte lungi, adică vom avea curse doar în România. Adică vom avea curse doar în România, nu știu dacă o să-l scot sau nu. Așa că o să mă gândesc la asta, până la urmă. Vedem cam cât durează un videoclip, că nu vreau acum să fac videoclipuri de o oră cu o cursă. O să fie, videoclipurile o să fie undeva un 35 de minute maxim. Trebuie să-mi dau seama care-i treaba cu ăsta. Mi se pare că ăsta trebuie să mă opresc aici, aia să vedem.
Da, perfect. La parcatul cu spatele să nu mă bateți la cap că sunt praf. Adică nu mă descurc să parchez cu spatele sub nicio formă. Deci asta a fost prima noastră cursă. Haideți să luăm și o cursă, o cursă adevărată. Da? Am luat o cursă să vedem de unde ne oferă jocul o primă cursă și să vedem în cât timp putem să o ducem la bun sfârșit și cât de bine. Ne deblochează garajul. Aceasta este sediul dumneavoastră, ok. Este un garaj destul de rudimentar, dar este un început, corect. Din nefericire nu aveți nimic de parcat încă, așa că nu veți vedea vreun camion aici, ok. După ce veți acumula suficient capital, veți putea achiziționa un camion pentru a vă deplasa liber în lumea și în lume și a administra afacerea de la acest sediu. Ok, mult succes, mulțumesc. Vom avea, cred că, un loading screen acum. Ah, ba nu, ok. Da, văd că cei de la Farming Simulator au băgat și o temă. Cred că e ceva event, nu-mi dau eu seama, o să caut despre treaba asta, să văd despre ce e vorba. Dar în prima fază nu ne ocupăm de așa ceva. Cum arată asta? Bine, rău. Fiți atenți, bă, nu fiți nebuni, cum arată. Pot să dau asta? Nu se dă într-o parte, nu? Ca să pot să fac și eu o poză aici. Mamă, cât de tare arată. Incredibil. Ioa, cât de tare arată. Am făcut un print screen acolo, pe nu mă pot abține. Facem un thumbnail. Așa. Hai să vedem o primă cursă. Deci o să luăm o cursă de la București la Galați. Ne dă 14.000. Perfect. Asta o luăm. Acceptăm sarcina. Este cea mai bună. Cea mai bună cursă, o să mergem la Galați. Prima noastră cursă este la Galați, fraților. Deci mergem la Galați. Hai să vedem ce... N-am fost atent cu ce... Cu ce... cap tractor avem. Cred că avem ceva de la Scania, asta n-am văzut eu bine. Hai că vom vedea imediat ce se întâmplă. Nu, Mercedes. Bun. Bă, aici... Aici am mai fost și știu eu... Stați două secunde. Všechno je připraveno, můžeme jet. Ajungeți la destinație. Ok. Haide să ieșim și să mergem. Mamă, 239 de kilometri. Asta o să dureze ceva. Sper să nu dureze, prea mult, pentru că nu v-am spus, nu-mi doresc ca o cursă să dureze, nu știu. 200 de metri. Cred că și 30 la dreapta. Și 35. Opa, s-a trezit Ioana. Bună, Ioana, ce faci? Te-ai trezit? Hai la tată, haide la treabă. Merge la treabă, gata, am stat destul.
cum vă spuneam, în 200 de metri virați la dreapta. Să vorbească Ioana peste noi și următoarea, trebuie să mă obișnuiesc stradă, eu virați la dreapta. Să vorbesc peste ea. Putem să ne băgăm. Ha. Perfect. 200 de metri virați la dreapta. Gata, Ioana, la dreapta facem. Următoarea stradă virați la dreapta. Imediat următoarea stradă facem la dreapta, cum să nu. Așa. Mamă, cât de cunoscute sunt zonele astea de aici, pentru că eu sunt din București și îmi dau seama. Deci băieții ăștia care au făcut DLC-ul ăsta cu România, băi, arată, adică e realistic. Unele chestii chiar sunt acolo. Poate că unele nu se numesc așa, dar sunt acolo. Opa, opa, stai că avem barieră aici. De ce n-ai bau, avem barieră aici? Mamă, ce greu merge Mercedes-ul ăsta. Am agățat acolo? N-am agățat, perfect. A, și în față cred că avem barieră la ieșire aici. Mamă, și aici e o ieșire de aia ciudată. Trebuie să avem grijă și aici. 200 de metri virați la dreapta. Hop. Hai, tati. Deschide bariera. Următoarea și stradă, virați la dreapta. Au toate aici metrou. Metrou, tati, suntem la Berceni. Suntem la Berceni și cred că ieșim pe autostradă, pe autostradă, pe centură acum. Da, sigur o să ieșim pe centură. Trebuie să ne să avem grijă. Stai acolo, boss. Stai acolo, nu ieși, nu te băga că e jale. Acum am ieșit. Am ieșit din București în momentul ăsta. Aici este ieșirea aia. Bă, știi ce mă bucur? Că nu este la fel de aglomerat și în joc ca realitate. Pentru că aici cine este din București știe că e jale aici la ieșirea asta pe centură. Dar mă bucur că în joc nu este ca realitate. Adică traficul nu e la fel ca în realitate. Că am fi stat aici, făceam videoclipul ăsta în 2 ore. Așa, hai să-i dăm bătaie, să ne îndreptăm la Galația, mi se că mergem? Da, mi se pare că la Galația. Bă, ce ai, mă, cum să virezi la stânga? Următoarea stradă, virați la stânga. Pe urmă, virați la dreapta. Păi ce, asta îmi zice și curbele? Refuz să cred că mergeți înainte. GPS-ul ăsta e atât de prost încât îmi zice să fac la stânga și la dreapta pe curbe. Mamă, am luat-o cam tare acolo. Am luat-o cam tare și era să ne ducem bine. Da, hai să fim atenți aici la drum. Pentru că, na, e prima noastră zi pe comunitate și trebuie... Încarcați-vă pe banda stângă. Păi sunt pe banda stângă, mai taci. E prima noastră zi pe comunitate și trebuie să avem grijă. Că, na, până ne obișnuim și cu tirul și cu astea. De obișnuit prea mult cu tirul, nu avem cum să ne obișnuim, că încă nu-l avem pe al nostru. O să tot schimbăm până facem banii să ne luăm, să ne cumpărăm un tir, o să tot schimbăm. Pac, mamă, aici e podul ăsta și după aia o să trebuiască să ieșim pe autostradă. Da, cred că ieșim pe autostradă. Mamă, super tare. Încadrați-vă pe banda dreapta. Gata, da, de imediat. Virați la dreapta. Hai să lăsăm un pic mai încet aici, că v-am spus, nu sunt chiar așa de... Următoarea stradă, virați experimentat, la dreapta. Adică nu sunt un șofer experimentat de tir. Nu sunt șofer eu nici de mașină, dar de tir. Ce aproape am trecut de la. Era să-i dăm una, să-i dăm una acolo să-l nenorocim pe băiat. Da, am trecut destul de bine. 200 de metri virați la dreapta. E mișto, e mișto tirul ăsta și are și un interior cât de cât ok. Stați așa să ne asigurăm că aici e cu belea. Mamă, câte, ce a făcut, mă, s-a spart conducta. Ha, băiți, mai sunteți mulți, că vreau să trec și eu. Semnalizăm și noi, că... O să mă certe lumea prin comentarii, dar până mă obișnuiesc cu treaba asta mai durează ceva. Mamă, haide bă, mâncați și mai trec și eu. O forțez așa, ca ne simți tu?
Dar vin ăștia cu viteză, mâncați și că vin de pe autostradă. Dar fiți atenți că stăm aici până când. Hai că după asta, după asta gata, trecem. Ce facem noi aici? Stăm 50 de ani? Poate vine vreunul de se înfinge în mine să vezi bucuria dracu. Hai că n-a venit nimeni. Perfect, am intrat și noi. Ah, nu e autostrada asta. Nu e autostradă. Cred că e ceva de meu. Mamă, dar am stat ceva până ne-a lăsat și până noi cineva să trece, să ne băgăm. Na, așa e, așa e românul, bulangiu, te las să te bagi. Da, băi, chiar sunt curios cât o să ducă seria asta, pentru că, mamă, deja se aglomerează treaba aici. 76 de kilometri deja e mult prea mult, suntem peste limită. Hai să dăm un 52, așa ca să mergem aproape la limită. Nu pentru că nu vreau să depășesc și n-am unde să mă duc, pur și simplu, iau ce e în față. Ăsta doarme pe el. Haide, boss! Mamă, dorm pe tine, mâncați și bagă-te și tu pe banda aia. Sau se face o singură bandă aici? Nu. Am ieșit din afumați. A, ba da, se face o singură bandă. Ba, mă, așa o să mergem de aici acolo. Ăla sper că nu s-a băgat pe lângă mine pe acolo, nu. Așa o să mergem, tati. Hai că am prins pe aglomerație. Am zis eu că nu știu ce, că nu știu câte, că n-am prins aglomerație pe centură, dar hai că am prins-o aici acum. Bine, aici aș putea să depășesc, dar e un pic cam riscant. Dar o să încerc să-i dau un pic blană și să mă bag, pentru că pierd timp. Mai avem 160 de kilometri de străbătut și nu avem timp să stăm la taclale, cum se spune. Trebuie să aducem marfa la client cât mai repede ca să primim și noi acolo. Mamă, ia uitați, ăla, băiatul aducea lemn. Salut, boss, salut! Ăștia, dacă îi claxonez, oare îmi răspunde? Nu știu. Opa, aici intrăm într-o localitate. Pot să depășesc aici? Fac o nefăcută și depășesc aici pe pod? Știu că nu se face treaba asta, știu că nu e legal, adică mai ales pe pod. În primul rând, eu nici nu am voie dacă mă înșel, dacă... Nu știu dacă mă înșel sau nu, dar cine știe să-mi lase și mie un comentariu. Eu ca tir n-am voie să depășesc nicio mașină. Nu? Parcă așa știu eu, că nu ai voie când ești cu tirul să depășești. Sau cu autocarul, cred că nici cu autocarul nu ai voie. Ce se întâmplă aici? Fac băieții ăștia amândoi? Stai așa, ăla face sigur, stai să încetinim. Face și ăsta? Nu, ăsta merge înainte. Hai, boss, bagă viteză. Nu m-am uitat ce transport. Nu m-am uitat ce transport. Oh, nu știu ce e ăsta. Da, hai, dăm bătaie. Avem un sens giratoriu aici. N-am văzut ce scrie pe aia. Opa, asta e. Intrați în sensul giratoriu. Gata, și gata, doamna. La a doua ieșire. Gata, doamna Ioana, ne băgăm. Părăsiți sensul giratoriu. L-am părăsit și l-am dispărut și eu pe ăla din fața noastră. Acum putem să-i dăm un pic mai blană. Mai avem 127 de kilometri de sărbătut. Până la destinație, totul este ok. Afară este soare. Putem să ieșim să ne uităm un pic pe geam, dar numai că ne trage curentul. Și ne fură și băscălia din cap. Nu avem băscălie, dar totuși am zis și așa. Da, dar o să vedem dacă seria asta prinde sau nu, dar eu totuși o să încerc câteva episoade, pentru că îmi place jocul și jocul ăsta îi place și fiului meu. Adică am o salvare unde mă joc doar eu cu el acolo. El ține accelerația și frâna și eu virez stânga-dreapta. Mai uită el câteodată să apese frâna și se dă tirul meu peste cap așa, dar n-are nimica, că așa ușor învață. Are 4 ani, așa că nu am ce să-i cer prea multe. Ușor. Hai că ne-am luat cu vorba și... Hai, boss! Vezi? Ăla e cedează trecerea. 100%. Bine, ăla de jos e cu trecere de pietoni, dar ăla e cedează trecerea. Deci nu e dump cu prioritate, e cedează trecerea. Nu știu de ce am spus eu cam prioritate, dar ăla e cedează trecerea. Hop, de ce s-a băgat ăsta pe partea asta? Dar mai bine că așa îl depășim și noi. Bă, firii al dracu, tu mergi mai încet ca mine și te-ai băgat pe prima bandă? Păi nu e bine. În fine, oricum de aici se îngustează, da.
Hop, și țeapul la băiat. I-am dat o țeapă, l-am și depășit. Am ieșit din Buzău. Opa, ne îndreptăm ușor, ușor spre destinația finală. Mamă, destinația finală. Era filmul ăla, Final Destination ăla. Cine l-a văzut știe despre ce vorbesc. Da, nu-i cazul. Ia să vedem aici dacă putem să-l depășim pe băiatul ăsta cu macaraua. Pentru că merge destul de ușor el. Acum nici nu știu să-l depășesc, să nu-l depășesc. Am vizibilitate în față, deci dacă-l ajungem putem să-l depășim. Problema este că nu aș vrea să fac vreo prostie și să vină cineva din față și să-l bubui. Hai mai repede, boss, nu mai accelera și tu dacă mă vezi că te depășesc. N-am semnalizat, o să mă certe lumea în comentarii, doar să mă rupă. Băi, ale, alo, umbli cu BMW-ul, n-ai lichid de semnalizare la tir sau glume de-astea. Da, v-am spus, până mă obișnuiesc o să dureze ceva. Dar trebuie să ne obișnuim să semnalizăm și când schimbăm direcțiile de mers și când intrăm într-o depășire. Nu știu dacă ține cont jocul de treaba asta. Chiar nu știu, dar trebuie să ne obișnuim așa pentru noi. Ca șofer ce suntem, dă tir, practic și teoretic. Asta ce merge, mă? Așa încet, futu-ți gura, mătii. Mamă! Hai, boss, că... L-am văzut că semnalizează, dar l-am văzut târziu și e greu să oprești un tir de ăsta atât de repede. E cât de cât dificil să oprești un tir de ăsta. Da, na. Mai avem 50 de kilometri și ajungem la destinație. Este luni în jocul nostru, este ora 14:44. Deci este o după-amiază superbă, cu mult soare. Și reușim să facem și o cursă destul de ok. N-am avut noi prea mari probleme. Poate doar acolo puțin la început când ne-am înfipt noi în stâlpul ăla. Puțin. Opa, am avut un drop frame acolo. Mai am drop frame-uri de astea, dar nu înțeleg de ce. Bun venit în Galați. Aia zic, tati, ne-am ajuns în Galați. Deci mai avem 30 de kilometri. Bă, da, cred că punctul ăsta nu e chiar în oraș, e undeva la periferia orașului. Nu cunosc eu Galațul pentru că nu știu dacă am fost vreodată acolo. Aici, de fapt, că în joc suntem în Galați. Deci ar trebui să vorbim la prezent. Mergeți înainte. Gata, tati, mergem înainte. Înainte mergem. Am încetinit așa un pic că era multă lume în fața mea. Oh, ia uite-l pe ăla cum s-a băgat, mâncați, ești lol. Bă, tu ești nebun, boss. Te bagi așa. Nici măcar nu semnalizezi și tu ceva direct. Pac, a țâșnit de la... Hai să ne băgăm un pic pe partea asta aici. Probabil nu e bine, dar... Oh, lasă-o mai ușor, mai ușor, Ali, că... Imediat... Hai, boss, treci! Că te strâng aici, de... Mormandă fiare rămâne din tine. Trebuie să ne mutăm pe banda asta. Că la un moment dat o să trebuiască să facem stânga. Hai să dăm un pic asta mai așa, că nu-mi văd oglinda. Încadrați-vă pe banda stângă. Sunt pe banda stângă. Virați la stânga. Opa. Ușor, că merge asta cu... Hai să semnalizăm. Da, am semnalizat, băieți, ca să nu vă aud. Următoarea stradă, virați la stânga. Du-te-l pe ăsta, mâncați, și cum ies el. Hai că mă lasă, băieți, ăștia. Bun. Cred că contează și dacă semnalizez. Hai să-mi scrieți și mie în comentarii dacă contează sau nu să semnalizezi. Adică dacă ăștia îți dau prioritate. Eu ce s-a întâmplat aici? Un accident? Accident? Nu e accident, a luat-o pe tantia aia. A zis, ia vino tu încoace că stai că am terminat șmecheria. Ai condus de te-ai rupt, dar mai bine te facem noi pieton, că așa e cel mai bine. Da, mai avem 25 de kilometri, da, e la periferia orașului, sigur. Cine e din Galați? Uite-l pe ăsta, mâncați și... Bă, dar dacă eram aproape acolo și intram în el. Adică, pana mea, mi se pare că ăștia prea schimbă direcția așa dintr-o dată. Hai, vând Golf 4. Hai, Golf 4 ăla? Așa pare.
Avem și o benzinărie. Aici nu am fost eu atent ce benzinărie era aia. Da. Autoși pe ăsta cu... Mergeți înainte. Înainte mergem. Ce e o betonieră? Nu, e un alt... un alt tir. Mamă, ce transport ăsta, frate? Ia să-l claxonăm. Nu răspunde la claxon. Bulangiu. Da, așa să ne, să fim atenți aici că cu ochii după... Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la a doua ieșire. La a doua. Aici în sensul giratoriu mi se pare că nu trebuie să semnalizăm, nu? Părăsiți sau? Aici sensul giratoriu. Aici trebuie să semnalizăm, nu? Gata. Nu știu dacă se semnalizează sau nu în giratoriu, dar eu sper că da. Dacă nu, aia, înjurați-mă în comentarii. Bă, nu mă înjurați, nu fiți bulangii. Că sunt la început și eu. Abia m-am apucat și eu de meseria de tirist. Dacă mai avem 12 km, a ieșit și ăsta în fața mea. 100 de metri, virați la stânga. Gata, tati, la stânga. Semnalizăm că a zis că în 200 de metri. Opa, avem semafor aici. Hai să ne apropiem și noi de băieți ăștia, gata, s-a făcut verde. Toată lumea face la stânga? Da. La stânga. Gata, acum o facem la stânga și după aia la dreapta, nu? Uite, bă, ce mișto e și Galațiul ăsta. Mamă, e și tramvai în Galați. Nu știam. Bănuiesc că mai multe orașe au tramvai. Știu că metrou are doar Bucureștiu. Și urmează și Clujul, dacă nu mă înșel eu. Adică și în Cluj urmează să se facă metrou. Următoarea stradă, virați la dreapta. Următoarea stradă, virați la stânga. Deci cu tanti Ioana asta eu nici nu mă mai uit pe GPS. Următoarea stradă, virați adică la stânga. E bine să-l swipe pe asta. Am greșit-o. Mamă, cât mi-a dat! 6%, ești nebun! Nu cred. Hai, boss, că m-ai văzut că semnalizez. Sau n-am semnalizat? Nu mai știu dacă am semnalizat sau nu. Nu mai știu. În fine, dar și el m-a văzut că intru. Chiar așa trebuia să intre mine. Așa. O să băgăm în față. Pentru că v-am spus, nu mă pricep să parchez cu spatele, eu abia parchez cu fața, dar cu spatele. Ușor. Hai să dăm ușor cu spatele. Ala e, tati. Asta e, fraților, cam asta a fost primul episod. Nu uitați acolo să dați și voi un like, un share, un subscribe. Dacă vă place seria asta și dacă vedem că există susținere, o să continuăm și o să facem o serie foarte, foarte lungă. Cam asta a fost, fraților. Eu sunt Xali și vă doresc o seară minunată în continuare. Ciao, prieteni. V-am pupat.